Fratele meu a venit acasă într-o zi și mi-a spus că, uite, Adriane, avem de făcut un proiect, doar că am nevoie de ajutorul tău, de coordonarea ta. În video am filmat 6 ore, deoarece nu ne trebuia multe duble. Iar după ce am terminat filmările, eram foarte, foarte obosit. Eram mulțumit că am terminat și am meritat. Momentul acesta a fost foarte impresionant, deoarece am primit o revistă interesantă și nouă. Am aflat că nu există, nu pot și doar nu vreau. Am învățat din revista asta ce ne-a dat-o la școală, că pe vremea lui Napoleon Bonaparte s-a inventat un sistem de citire pentru noi, pentru a nu aprinde lumina și nu a fi văzut de inamici. Iar 16 ani mai târziu a fost inventat alfabetul Braille, ce este cunoscut și folosit în toată lumea. Da, da, tare interesant. Procesul de plecare la vot este o responsabilitate pe care o are fiecare cetățean. Noi singuri suntem stăpânii noștri, iar dacă o să fim toți uniți, o să fac ceva schimbări, doar dacă ne ridicăm de pe canapea și plecăm la vot.